Reforma fiscală este dur criticată de o parte dintre parlamentarii prahoveni. Aseară, sute de membri simpatizanți și lideri ai PNL, filiala județeană Prahova, și-au dat întâlnire la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova. Timp de aproximativ 5 minute s-a vorbit despre motivul întâlnirii, apoi au mers în fața prefecturii, unde s-a citit un rezultat al moțiunii de cenzură. Parlamentarii PNL au criticat în termeni duri așa zisa reformă fiscală, iar ca semn de protest, liberalii au aprins luminile telefoanelor mobile. Tot mitingul a ținut aproximativ 30 de minute, iar la final liderii au depus memoriul la prefectura Prahova. Îndrăznește să crezi că mai puțin de un an guvernarea PSD-ALDE a aruncat la coșul de gunoi promisiunile făcute în campanie. Îndrăznește să credeți, spuneau. Dar îndrăzniți să credeți că au mințit cu nerușinare când au promis majorarea salariilor pentru angajații din sectorul public. Au promis creșteri de salarii de 25% care se dovedesc praf în ochi. La începutul anului viitor, veți vedea că salariile au crescut doar pe hârtie și veți constata că Dragnea și lui și-au bătut joc de noi. Mai mult decât atât, sunt sectoare unde salariile vor scădea anul viitor. Angajații din administrația locală, tinerii din IT și persoane cu dizabilități vor avea veniturile amputate. Sperăm sincer ca la momentul votului acestei moțiuni de cenzură, toți parlamentarii României, repet, toți parlamentarii României să voteze pentru căderea acestui guvern care efectiv va distruge România. Ceea ce s-a întâmplat în această toamnă, prin această ordonanță de urgență, această pseudo-revoluție fiscală, efectiv distruge toată economia României și pentru ce? Pentru ca ai noștri colegi din majoritate să-și ascundă o escrocherie fără precedent.